episodul de astăzi continuăm să vă prezentăm munca dificilă, dar impresionantă din fabrica de medalii. Constanța se poate mândri cu sportivi talentați, silitori, frumoși și dornici de performanță. Chiar dacă sportul nu mai este nici măcar un trend, ne încurajează vorbele micuților care susțin și nu timid, noi vrem să ajungem campioni. De asemenea, ne bucură faptul că antrenorii nu s-au lăsat asupriți de problemele și lipsurile din sala de antrenament. De aceea îi numim eroi, pentru că ajută România să-și păstreze tradițiile în gimnastică. Se întâmplă ca de multe ori în gimnastică să nu fie de ajuns ambiția, devotamentul sau pasiunea. Madalina Popa este unul dintre exemplele de gimnastă talentată, cu reale calități pentru a face înaltă performanță. Dintr-un motiv sau altul, nu a reușit să ajungă la marile competiții, la Jocurile Olimpice sau la campionate mondiale, deși s-ar fi putut acest lucru, mai ales că a fost chiar colegă de grupă cu Simona Amânar. Bine te-am găsit, Madalina! Te-am găsit și eu, mă bucur! Mă bucur și eu să te văd în sala de gimnastică, antrenând fete. Tu ai început până la urmă tot aici, la Constanța, și ai ales să-ți continui cariera de antrenor. Da. Început de la vârsta de 4 ani, odată cu Simona Amânar, am fost cu ea colegă și am ajuns amândouă la lot, dar viața, știi cum este, a trebuit să renunț după un accident, dar după 3 ani de zile m-am apucat de alt sport, de gimnastica aerobică, în care am făcut și acolo sport, în care am avut niște rezultate și după ce am terminat cariera sportivă m-am apucat de antrenorat. Că asta mi-e în sânge și asta vreau să fac în continuare. Cum lucrezi cu fetițele astăzi? Sunt ascultătoare? Reușești să le motivezi așa cum ți-ai dori? Pentru ca ele să progreseze, să asculte, să învețe elementele de care au nevoie pentru exerciții? Da, mă ascultă foarte bine. Sunt mulțumită de ceea ce fac cu ele. Ele mă bucură și sunt mulțumită totuși. Asta ce pot să spun mult. Dana Sofroniu este model pentru fetițele pe care le antrenează în sala de gimnastică de la Constanța. Dana, aș vrea să te întreb dacă îți aduce aminte din indicațiile pe care le primeai tu când erai gimnastă de la antrenorii tăi și dacă le dai și tu celor mici pe care le antrenezi astăzi. Da, într-adevăr, indicațiile pe care le-am primit eu atunci când eram copil încă le mai aplic, dar am venit și cu alte metode. Terminând și facultatea de educație fizică și sport, am învățat foarte multe lucruri noi și la facultate. Ați obținut și performanță? Da. Ce premiu? Locul 2 la sol, la paralele locul 3 și cu echipa locul 3. Wow, felicitări! Eu locul 1 la paralele și 3 am. Și locul 3, locul 3 la sol și locul 3 la bărnă. Povestim de cele mai multe ori de pasiunea pe care trebuie să o ai pentru a practica gimnastica, pentru a reuși să obții performanțe și de ce nu pentru a rămâne să continui în această familie, să spunem. Aveți lângă dumneavoastră două gimnaste care au început să practice gimnastică aici, au obținut performanțe și le aveți alături ca și antrenoare, mă refer la Dana Sofroniu și la Madalina Popa. Deci nu putem spune că în momentul în care am terminat cu gimnastica de performanță suntem atât de sătui și de plictisiți încât nu mai vrem să mai auzim de sportul ăsta. Depinde, eu v-am spus, în cazuri și cazuri, dar în general fostele mele sportive, fostele mele eleve, toate se întorc cu drag în sala de gimnastică. Avem fete care, după ce s-au lăsat de gimnastică, după 2, 3, 4 ani, vin în sală și spun, băi, doamna Mitala, ce rău îmi pare, eu mai vreau să fac gimnastică acum, ce să mai fac cu tine? E greu să continui. În schimb, într-adevăr, acum Dana Sofronie termină facultatea, vine și mă ajută lângă cele mici și este un exemplu pentru noi, mereu le arăt poza și spun, uitați, Dana a făcut gimnastică și a ajuns la Olimpiadă. Ele sunt foarte mândre și lucrează cu drag, mai ales că este o fostă gimnastă care a avut rezultate și pentru ele este un model. De asemenea, Madalina Popa. Madalina Popa este chiar profesoară la noi la Clubul Sportiv Școlar.
lucra ca profesor la o școală generală. Eu, rămânând singură, plecându-mi colegul meu, am spus că am nevoie de cineva să mă ajute mai departe, pentru că v-am spus, gimnastica se face în echipă. Și am reușit să o conving pe Madalina să vină la Clubul Sportiv Școlar numărul 1 în performanță. Ea a avut neșansa, ea a fost colegă de echipă cu Simona Mânar, a lucrat la DEVA, s-a pregătit pentru olimpiadă, dar o ușoară accidentare a determinat-o să renunțe și să plece de la lot. Dar asta nu a împiedicat-o să vină zi de zi în sala de gimnastică și nici pe ea și nici pe Dana să vină să lucreze chiar în performanță și să ridice mici campioane, viitoare campioane. De-aia am spus, contează foarte mult, trebuie să ai pasiune, iar ele au pasiune. Răbdare e nevoie la un antrenor, de la un antrenor, pentru a reuși să ducă fiecare gimnastă sau fiecare generație până spre lotul olimpic. Până la urmă, asta își dorește fiecare antrenor, să aibă cât mai multe gimnaste, cât mai multe sportive pe care să le ducă până la lotul național. Este adevărat, foarte multă răbdare, foarte multă înțelegere, foarte mult tact pedagogic, de a ști în momentele grele să știi să le scoți, să le duci acolo unde trebuie și de a le înțelege de cele mai multe ori. Poate unii ori mai exagerează și ele, poate de alte ori dorim noi mai mult. Atunci trebuie să facem așa fel încât echilibru între viața de zi cu zi și antrenament să existe și să mergem împreună antrenor sportiv spre ținta care ne-am propus-o. Deci fără un echilibru între antrenament, în antrenament nu reușesc să facem față nici noi ca antrenori și nici ele. Ne enervăm, începem să, poate de multe ori nu, să ne răstim la ele, poate. De cele mai multe ori asta se întâmplă și atunci degenerează totul. Așa, cu calm, cu răbdare și înțelegere de ambele părți, ajungem unde trebuie. Din echipa de antrenori de la Constanța face parte și Sorin Bechir. Bine te-am găsit! Bine ați venit la Constanța! Ce înseamnă să fii antrenor de gimnastică în România? Înseamnă foarte mult, cel puțin pentru mine, pentru că eu m-am practicat acest sport, înseamnă foarte mult, a devenit deja o pasiune pentru mine, în afară faptului că este o meseria mea. Mi-ai spus că nu ai practicat gimnastică, totuși ai ales să devii antrenor de gimnastică. Ce sport ai practicat și de ce ai ales totuși această disciplină? Am practicat luptă greco-romană la Constanța, am făcut facultatea aici în Constanța, specializare, mi-am ales gimnastică. Îmi plăcea de mult timp gimnastica, sora mea a practicat gimnastică ritmică, un pic în familie așa, și am zis hai să continui cu gimnastică. Gimnastica artistică m-a atras și iată mă în sala de gimnastică. Ce îți dorești de la fetele pe care le antrenezi? Care sunt planurile pe care le ai cu ele? Îmi doresc, în primul rând, să fie sănătoase, să nu avem probleme din punct de vedere al sănătății și să mergem cu tot ce învățăm și tot ce știm la concursurile care urmează, la care, bineînțeles, să obținem și medalii. Încercăm prin vocea campioanei Andreea Răducan să le reamintim românilor că DigiSport este alături de noile generații de sportivi. Sperăm ca lumea gimnasticii să nu se stingă, iar micuții de astăzi să se transforme în campionii de mâine. Vă place la sala de gimnastică? Da. Da. Cum vă cheamă pe voi? Maria. Laura. Și mai cum? Vă spuneți numele. Holbura Maria Larisa. Lutovan Laura. Cine v-a adus pe voi la sala de gimnastică? Voi erați prea mici ca să știți cât de frumos e aici la antrenament. Mama. Tata. Și de la ce vârstă ați început să practicați gimnastica? De la 5 ani. 5 ani. Și ați ajuns, ați participat deja la competiții? Da. Da. Ați avut emoții când ați mers la concurs? Când a trebuit să executați elemente? Doar la primul concurs. Da.
a fost mai greu. Ați obținut și performanță? Da. Ce premiu? Locul 2 la sol, la paralele locul 3 și cu echipa locul 3. Wow, felicitări! Eu locul 1 la paralele și 3 am. Și locul 3, locul 3 la sol și locul 3 la bârnă. V-ați accidentat vreodată? Nu știu, v-ați lovit atunci când încercați să învățați elemente noi? Nu. S-a întâmplat într-una din zile să nu vă mai doriți să veniți la sala de antrenament? Să nu vă doriți să vă lăsați poate de sport? Da. Da. De ce ai vrut să te lași? Pentru că nu-mi ieșea un element la bârnă. Și ce te-a făcut pe tine să te răzgândești și să te întorci totuși în sala de gimnastică? Pentru că mi-am zis în gând că pot și... Și ai ieșit? Da. Și eu tot așa la paralele am avut un moment și m-am regândit și am venit. Care sunt aparatele preferate ale voastre? Sol și paralele. Paralele și sărituri. Aveți vreun model de gimnastă? Vă place de gimnastă din România sau din străinătate? Le-ați văzut în competiții? Da. Alia Mustafina și Sandra Izbașa. Daniela Sofronie și Simona Mânar. Știi că Dana este aici în sală, mai întrebi câteodată despre cariera ei, poate despre elementele pe care le executa ea atunci când era gimnastă? Da, și ne explică și elementele noi pe care le facem. Și asta vă dă încredere? Da. Vă doresc mult, mult succes. Mulțumim, mulțumim. Într-o familie de campioni face parte și Remus Nicolae. Bine te-am găsit, Remus! Bine ați sosit la noi în Constanța! Eram obișnuit să te urmăresc, cel puțin când eu eram gimnastă și imediat după ce m-am lăsat, făcând parte din echipa de gimnastică aerobică. Însă mă bucur tare mult că ai schimbat macazul și ne ajuți, dacă pot să spun așa, la gimnastica feminină. Da, de fapt eu am început cu gimnastica artistică, artistică la băieți la Bistrița, la clubul de la Bistrița. Ulterior, în timpul facultății, am schimbat macazul, să spunem așa, în ghilimele, și am trecut pe aerobic. Și sunt foarte, foarte bucuros că în Constanța am această oportunitate să antrenez și gimnastică, chiar dacă este la fete, și gimnastică aerobică. Dar ce te-a făcut să alegi să fii antrenor la fete și nu la băieți? De exemplu, nu e mai greu la fete, nu e mai complicat? Nu cred că e neapărat mai greu la fete sau la băieți. Condițiile, pur și simplu. Aici în Constanța nu avem gimnastică masculină. Mi-ar place să apară așa ceva, recunosc. Dar nu știu dacă o să reușim în viitor apropiat să avem și în Constanța gimnastică băieți. Dar ar fi un lucru frumos ca să găsim chiar toate ramurile. Fetele pe care le antrenez au participat deja la competiții. Care sunt rezultatele pe care le-au obținut ele până acum? Cred că cel mai frumos rezultat pe care am putut să-l obținem anul acesta a fost la Campionatul Național de Copii de la Buzău, unde echipele noastre, echipa 1 și echipa 2, au luat medale de aur și medale de argint, pe lângă alte rezultate la individual și la aparată. Am alături de mine o echipă campioană și am să le rog pe fete să se prezinte fiecare în parte. Până cum te cheamă? Tea. Câți ani ai, Tea? 11 ani. La ce competiții ai participat până acum? Multe competiții frumoase. Și care sunt rezultatele pe care le-ai obținut? Medii, nu mari încă.
medici înseamnă locul 2, locul 3, l-ai obținut încă medalia de aur? Deci ai obținut și medalia de aur, e o performanță frumoasă. Da. Care este aparatul preferat? Nu pot să aleg dintre. La unde lucrezi tu cu mai mult drag? Unde? La ce ți se pare că ești mai talentată? La sol. Și ai vreo gimnastă preferată? Da, Nadia Comăneci. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Pe tine cum te cheamă? Așana Maria. Câți ani ai? 10 ani. De la câți ani faci tu gimnastică? De la 4 ani jumate. Cine te-a dus la sală? Cata. Ai vreo gimnastă preferată? Ai vreun model? Da, tot pe Nadia Comăneci. Dar știi gimnastele care au plecat de aici de la Constanța și care au obținut performanțe? Campioanele mondiale și olimpice? Simona Mânar, Cătălina Ponor și altele. Care este aparatul tău preferat? Săriturile. De ce îți place să lucrezi la sărituri? Îmi place să alerg și să mă dau peste cap. Îți doresc succes. Mulțumesc. Pe tine cum te cheamă? Catlin. Catlin, câți ani ai? 10. De la câți ani faci tu gimnastică? De la 5 ani. Și ai obținut vreun premiu important, vreo medalie? Da, la bârnă, locul 2. Îți place să lucrezi? Este aparatul tău preferat bârnă? Nu chiar așa, așa. Dar unde îți place să lucrezi cel mai mult? La paralel. Și gimnasta ta preferată care este? Nadia. Ai învățat vreun element nou acum? Nu știu, ți-a dat bătăi de cap și ai reușit acum să-l bagi în integrale? Nu, n-am învățat un element nou până acum. Doar unele pe care trebuia să le fac la nivel. Și cum se numesc ele? Plica, arba, fluturaș, salt pe picior, salt grupat. Am făcut echipă la lotul de junioare și mă bucur tare să o prezint astăzi în calitate de antrenor la sala de gimnastică din Constanța, CSS 1 Farul Constanța. Bine te-am găsit, Oli! Bine ai venit! Cu Olimpia Popa am făcut echipă la cele mai multe competiții de junioare, inclusiv la campionatul european de la Sankt Petersburg. Care a fost cea mai frumoasă amintire, experiență trăită în sala de gimnastică, Oli? Au fost foarte multe. Dacă stau acum să mă gândesc, nu știu, în mare, cam toată perioada a fost foarte plăcută. A fost, ce să spun, viața ca gimnastă a fost o experiență destul de frumoasă. A avut și momente grele și momente frumoase. Ce să zic? Mi-am amintesc cu plăcere de toate momentele. Cele petrecute aici în sală, cele petrecute la lotul de la Onești, cele petrecute la lotul de la Deva. Toate momentele au avut și au fost și frumoase și grele în același timp. Ați reușit să insuflați această pasiune pe care dumneavoastră o aveți și fetelor pe care le-ați antrenat. Olimpia Popa este în sală, antrenează la rândul ei mici gimnaste, am văzut-o și pe Dana Sofronie. E clar că sunt pe Daniela Sofronie, pe Camelia Voina, sunt gimnaste care au reușit să obțină performanță și totuși au ales să urmeze cariera asta de antrenor. Da, este o mândrie pentru noi ca fostele noastre glorie, mai ales ale Constanței, nu spun la România, dar mai ales pentru Constanței, că se întorc în sala de gimnastică. Foarte puține s-au întors în rândul antrenoratului. Multe au preferat să aibă alte activități, au alte profesii și ne lăudăm cu ele. Sunt medici, sunt avocați și este foarte bine, profesori în școli. Altele au plecat peste hotare, practicând în altă parte. Meseria de antrenor, dar mă simt foarte bine când văd că exact ce este în sală acum au fost elevii mei la care am contribuit mai mult, mai puțin în performanță și eu, pe lângă ceilalți antrenori din Constanța. Am învățat enorm de la tine, îți mulțumesc pentru ceea ce faci și pentru toată echipa de aur a României din gimnastica artistică pe care o reprezinți. Din echipa de antrenori a Clubului Sportiv 1 Farul Constanța face parte și Florin Uzun. Bine te-am găsit, Florin! Bine ați venit la Constanța, vă așteptam! E grea viața de antrenor de gimnastică?
Greu nu pot să spun. La început, până m-am acomodat, eu venind din alt sport, mi-am făcut gimnastică, am făcut lupte greco-romane de performanță și m-am, făcând facultatea, m-am specializat pe gimnastică de la Facultatea de Educație Fizică din Constanța, sub îndrumarea doamnei Damian Mireva, am ajuns în sala de gimnastică. Și cu timpul de 7 ani aproximativ sunt în această sală, unde zi cu zi am muncit și am avut rezultate cu copiii la vârsta de 4 ani, am ajuns cu ele la să luăm medalii la naționale, campioane naționale. Voi nu puteți decât să fiți o confirmare a faptului că gimnastica este într-adevăr un sport foarte iubit, de vreme ce mulți dintre colegii tăi sau câțiva dintre ei i-am întâlnit, i-am întrebat și mi-au spus că au practicat fie judo, fie lupte greco-romane, ceea ce înseamnă că într-adevăr iubiți sportul ăsta. Da, iubim sportul, în primul rând trebuie să iubești, să muncești cu copiii. Dacă îți place ceea ce faci, indiferent în ce sport, ai rezultate. Nu îți place, nu ai rezultate. Noi muncim 4 ore, 5 ore, vara și 6 ore pe plajă, acum câte 2 antrenamente pe săptămână, pe zi. Și datorită muncii avem rezultate. Pe tine cum te cheamă? Ioana. Ce-l-o Ioana? 10. Și de câți ani faci tu gimnastică? De la 3 ani jumate. Ești mulțumită, să spunem, de progresul pe care l-ai avut până acum? Da. Ai emoții în competiții? Da, foarte mari. Care este gimnasta pe care o apreciezi cel mai mult? Nadia. De ce îți place Nadia? Pentru că a reușit la toate aparatele și a luat nota 10. Așa, pentru că gimnaste care au reușit la toate aparatele mai sunt. Știi care sunt? Păi sunt câteva nume. Daniela Sofronie și Simona Amânar. Bravo, ele toate au plecat de la Constanța. Îți dori să ajungi și tu ca ele la fel de mare campioană. Mult succes! Mulțumesc! Bună, pe tine cum te cheamă? Pe mine Adelina. Adelina, câți ani ai? 12. Care sunt premiile importante pe care le-ai obținut până acum? Păi, la selecție în locul 3. Am luat și diplomă de locul 1 la paralel, că atunci am să o luat medalii. Am luat și locul 1 la sol, la sărituri și la bârnă. Și cel mai mult îmi place paralelul și săriturile. Și gimnastele care îmi plac cel mai mult sunt toate. Și Andreea Răducan, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Nadia Comăneci și restul celălalt. Și la ce visezi tu? Ce-ți dorești? Vrei să ajungi campioană, să participi la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale? Da, foarte mult. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Pe tine cum te cheamă? Corina. Corina, câți ani ai? 11 ani. Faci parte din echipa campioană, să spunem așa, da? Da. Care este gimnasta ta preferată? Nadia, toată Nadia. Ai un element preferat? Un element pe care îl execuți cu ușurință și care îți place ție foarte mult? Flica Orbac Flutura Salt și dar m-am învățat Danilova Flutura Salt grupat. Astea sunt elemente pe care le execuți la bârnă. Este bârna aparatul tău preferat? Da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Pe tine cum te cheamă? Carmen. Câți ani ai, Carmen? Fac 11 ani. De ce ai venit tu la sala de gimnastică? Pentru că mi-a plăcut foarte mult și vreau să ajung ca celelalte fete de la televizor. Care sunt fetele de la televizor pe care le-ai văzut tu și de care îți place să spui? Păi, fetele care le-am văzut la televizor au fost Nadia, Simona Munar, Dana Sofronie și celelalte, bineînțeles. Ai obținut vreun premiu, vreo medalie până acum? Da, am obținut la un concurs național locul întâi la sărituri. Ți s-a întâmplat vreodată să te accidentezi sau să ți se rupă palmele la paralele și să nu mai vrei să vii la antrenament? Da. Și cum ai depășit momentul? Cum ai făcut să te întorci în sala de antrenament? Am trecut peste și am zis că asta este. Și că te-ai dorit să faci mai departe? Da. Îți doresc succes. Mulțumesc. Pe tine cum te cheamă? Madalina. Madalina, câți ani ai, Madalina? Mă împlinesc 11. Care sunt performanțele pe care le-ai obținut până acum? La concursuri. La concursuri, la performanță cea mai frumoasă, cea mai bună pe care ai obținut-o? Vreo medalie? Vreo loc pe podium? La paralel. Ce loc ai obținut? Locul 2. Tu ai vrut locul 2? Da, cu o zecime m-a bătut o fată pe locul 1. Ți-a părut rău că te-a bătut cu o zecime? Mi-a părut foarte rău. Asta te-a ambiționat să te întorci în sala de antrenament și să lucrezi mai mult? Da. Ai vreo gimnastă preferată? Nadia Comăneci. Te dorești să ajungi ca ea, să mergi la competiții de mare învergură? Da. Și vreun element pe care îl execuți la unul dintre cele 4 aparate și îți place foarte mult? Roată liberă, la paralel.
Deci avem o paralelistă bună aici în echipă, să înțeleg. Da. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. În trecut, o sportivă ageră, în prezent, o doamnă elegantă, blândă și un ambasador al sportului constanțean. Unii îndrăznesc să-i spună înger, alții gândesc că nu-l ajunge o viață pentru a se revanșa pentru susținerea necondiționată de care au avut parte. În momente de glorie sau atunci când lacrimile de supărare au curs și roaie, doamna Elena Frâncu a fost alături de sportivii pe care îi iubește cu sinceritate. Astăzi, în exclusivitate la Fabrica de Medalii, vorbește cu emoție despre gimnastică. Ați făcut întotdeauna echipă bună cu oamenii cu care ați lucrat, cu cei cu care ați colaborat, cu domnul Ilie Floroiu. Cât de greu a fost să țineți frâiele sportului constanțean, de asemenea să reușiți să împăcați, dacă pot să spun așa, pe toată lumea, chiar și aici, în sala de gimnastică? Andreea, cred că am știut să fiu un om de echipă. Am întâlnit aici la Constanța mulți oameni de echipă extraordinari. Spuneai mai devreme de Iliuță Floroiu, dar trebuie să mă gândesc și la Olga Didilescu sau la Matei Stănei sau la Fulminte sau la oameni din administrația locală care întotdeauna la apelul meu pentru sport au răspuns prezenți prin proiectele finanțate și așa mai departe. Cred că faptul că am fost tot timpul a sportului și a voastră, faptul că am știut ce înseamnă spirit olimpic și am dus mai departe ștafeta primită de la Alia Manoliu, Dumnezeu să o odihnească, până astăzi la Octavian Morariu, trecând prin școala lui Ion Țiriac, poate asta m-a ajutat puțin mult în viață și pentru că mai târziu, ca profesor, am avut elevi ca tine. Am învățat enorm de la tine, îți mulțumesc pentru ceea ce faci și pentru toată echipa de aur a României din gimnastica artistică pe care o reprezinți. Suntem la început de an, un an foarte important pentru sportul românesc, se apropie Jocurile Olimpice de la Londra. La ce să ne așteptăm de la sportul nostru, de la echipa noastră de gimnastică? Ne dați un pronostic? Da, eu îmi doresc un loc pe podium. Îmi doresc acest lucru, fiindcă știu cât de greu este. Perioada pe care o traversăm este foarte grea. Această trecere de la o finanțare totală la o finanțare în baza performanțelor sportive sau la cât poate să dea sponsorul, a fost foarte greu înțeleasă de mulți dintre noi. Motiv pentru care, așa cum spunea Octavian Bell în 2009, cred că probabil în următoarea perioadă trebuie să murim și după aceea cei puternici să renaștem. Aveți vreun plan secret, vreun vis ascuns pentru perioada următoare? Am un singur vis ascuns. Să mulțumesc tuturor celor care au fost lângă mine în aceste performanțe de excepție ale sportului constanțean. Să mă retrag într-o activitate umanitară pentru tineri și copii și să fiu în slujba celor care au nevoie de mine pe celălalt trotuar, cum spunea Ion Țiriac, atâta timp cât familia sportului și familia handbalului în special, datoresc foarte mult handbalului ceea ce sunt, va avea nevoie de mine.